Cartea 1 Tesalonicini, capitolul 2, voi citi de la versetul 6, pagina 1159. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca Apostol al Hristos am fi putut să cerem cinste. Din potrivă, ne-am arătat blânz în mijlocul vostru ca o doi că ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne se răți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră? Cum lucrăm zi și noapte, ca să nu fim sarci niciunia din voi și să vă propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, că am avut o portare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui, vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adiveream să vă portați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Și versetele 19 și 20 Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da! Voi sunteți slava și bucuria noastră. Amin! Amin. Reașezați-vă, vă rog! În Scriptură este spus în mod repetat, de aceea o spun și eu chiar dacă am mai spus-o. binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Amin. Și acolo mai scrie ceva. Și tot poporul să zică amin. amin. În altă parte zice și tot poporul a zis, dumneavoastră a zis. Adică atât e de mare Dumnezeu, încât numai dacă tot poporul și toată veșnicia laudă, ajungem să lăudăm așa cum îi se cuvine. Și fiind o zi de, și o slujbă de binecuvântare, cum spune la Psalmul 8-15, să vă binecuvânteze Domnul pe cei mari și pe cei mici. Amen. El care a făcut cerurile și pământul. Amen. Și dacă ne binecuvântează unul care a făcut cerurile și pământul, avem ceva și pe pământ și în cer, nu? Și aici pentru eternitate. Slăviți să fie Domnul! Aș vrea cuvintele care le-am citit să le pun sub titlu Slujind în așteptarea slavei fericitului Dumnezeu, slujind în așteptarea slavei fericitului Dumnezeu. Și aș vrea să pun cele ce le voi spune sub două imagini, ipostaze. Apostolul s-a referit la relația lui de părinte spiritual cu credincioșii din Tesalonic, a lui și a echipei lui de slujire, și le-a amintit despre vremea când a fost la ei, despre felul în care s-a comportat, dar face comparație cu viața de familie. Și spune la un moment dat, știți că am fost, am citit aici, ca un tată cu voi, ca o doică, o mamă și mai și trebuie să fie, nu? De ce vreau să mă adresez de potrivă celor ce sunt slujiți în biserică să se gândească, să-și amintească de eforturile care s-au făcut pentru ei ca viața lor spirituală să fie adusă până aici și ne dăjduim până în veșnicie. Și mă adresez copiilor, tinerilor, celor ce încă au părinți, mulțumesc Domnului, între și mie părinții amândoi, să se raporteze corect la cei ce le sunt părinți, la familia în care au crescut. Textul începea cu cuvintele, n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca Apostolul Hristos am putut să cerem cinste. Dar apostolul știa că slava adevărată nu se distribuie acum. Și spune, vom primi slavă pentru slujirea făcută în ziua venirii Domnului. nu e așa și în familie? Părinții ar putea să ceară cinste, nu? Să le spun la copii, vă știți că este o poruncă. Să cinstești pe tată și pe mama. Dar părinții adevărați nu cer ei cinste. Pentru ceea ce faceți, tot la venirea Domnului va fi adevărată cinste, slavă și răsplătire. Așadar, de aceea am pus titlul în așteptarea slavei și a cinstei care ne va fi dată atunci. Spune poetul Traian Dors cu despre cele de aici toată slava lumii piere mai degrabă decât vine. Veșnic este numai cel ce face bine. Orice om este statornic în slavă, mâine în tine, ne schimbat rămâne numai cel ce umblă în lumină. În primul rând, scrie aici în versetele 7 și 8, că n-au cerut slavă, zice, din potrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce crește cu drag, accentuez copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte, pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ne ajunseserăți. Așa ar trebui să fie atitudinea slujitorilor din biserică și a părinților pentru copii să aibă o dragoste jertfitoare. Sinonimul cel mai profund, cel mai real al cuvântului dragoste, nu iubire, ci jertfă în viața de slujire a Apostolului Pavel, pentru ceea ce știți Scriptura, spune în 2 Corinteni 11, prin câte a trecut, a fost bătut, peripeții, era să moară, accidente, probleme în atitudini de ostilitate. Și totuși, deși spune aici în capitolul 2, 2 cu 2, după ce am suferit în Filip, locația anterioară, am ajuns la voi plin de dragoste să vă vestim și voi Evanghelia. nu e așa și în viața de familie? Am uitat aici la copilașii aceștia frumoși și la alții din familie. Spune Scriptura 1 Corinteni 16 cu 14 Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Nu-i valabil și pentru mame, scrie aici. Eram gata să vă dăm chiar viața pentru unele mame chiar riscul unei nori sarcini e riscul existenței, a vieții. O mamă când se dăruiește, își riscă viața, adesea. Da, dar în dragoste, asta se poate. De ce și-a dat Domnul Iisus viața pentru noi? Neibit, e cea mai profundă și unică motivație. Am fost la o binecuvântare în Bihor cu ani în urmă și îmi spune mămica ce a adus copilul. Și n-am avut copii de șase ani, acum erau șaptelea pe când se nasc. Și într-o dimineață îmi spune băiețelul ce avea de șase ani, mama, cum arată un înger? El l-am descris așa sumar, dar și-am devenit curioasă și am întrebat, da, de ce vei să știi tu cum arată un înger? Și am văzut eu noastră noapte și am dus, am certitudinea că este înger. Mama a devenit mai interesată, dar ce ți-a zis? Mi-a zis că o să mă am un frățior lași din gură ce-i treaba ta cu frățior. Și frate, numai ce rămână sărcinat și trec vreo trei săptămâni, o lună și îmi zice, iar am visat cu îngerul. Și ce ți-a spus? Că nu vrei să primești cu drag pe frate meu. Și acum mă timp să nu-i spună. Dragii mei, repet, în slujirea din biserică, mai sunt uneori probleme, spune Pavel în Galapem 4, până va lua Hristos chip în voi, te mai necăjește așa câte unul și ca să poți să slujești. Dragostea te ajută, ea iartă totul, o acopere totul și întrebe, ai avut probleme cu cei ce i-a slujit? Nu mi-amintesc. Până în familie, probleme în sarcină, după aceea copilașe te mai scoală, te mai necărjesc. Voi până sunt mari, câte se adaugă și vorba cuiva. Ce am crezut că atunci când se căsătorește, dau jos din car, de unde aduc pe alții în car. Că un părinte e tot părinte că trăiește. Și numai dragostea aceea fierbinte te poate motiva să faci toate și se și plătesc ca atare. Dragostea permite coeficient de răsplată de 100%. Să nu o facem de silă, zice Pavel la adică, Și asta mi s-ar cuveni că îți dator, spune despre slujirea lui 1 Corinten nou Dar dacă o fac din dragoste, am și răsplată dar de unde atâta dragoste? De la Dumnezeu și de la Duhul Sfânt. s o toarne Domnul din belșug peste noi. Îmi spunea bunicul meu că a întâlnit un om cu 24 de copii. Și a întrebat, dar cum i-ați crescut pe toți? Și mi-a plăcut să am reținut expresia asta. tot cel mai mic, mai drag. Și în felul acesta, iubirea și-a făcut rolul. Amin. Într-o a doua idee, Vă citeți versetul nou. Vă aduceți aminte? Dacă nu vă aduceți aminte copiilor, mai întrebați-vă de pe tata și pe mama Despre ce e vorba? De osteneala și munca noastră. Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarci niciunui din voi și să vă propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Sunt astfel de eforturi și în slujire. Dar poate acasă mai mult. Acum, tehnologia a mai simplificat din lucru, dar îmi spunea o familie de la noi din adunare, 18 copii, 11 băieți și 7 fete, nu spălau haine până noaptea târziu. Ce efort de pun părinții așa să vă lase pe voi să vă faceți temele și să vă mai și jucați dreptăi. Vă mai amintiți copii? De truda părinților voștri. Spune Biblia despre Iacov, ca să legăm ideea asta de cea din tâi, că pentru a se căsători a trebuit să muncească șapte ani. Bine că acum nu mai așa, da? Și scrie în 29 cu 20 Genesa, a slujit șapte ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, zici că nici o săptămână, păi dar au fost șapte ani, pentru că o iubea. Acum, stimați bărbați, de dragul neveste, dragul copilor, mai schimbați, dacă nu? Sau împreună, să ziceți ca și Iacov, scrie aici pe pagina din dreapta, în 30 cu 30, acum, când a să muncești și pentru casa mea? Și n-avea serviciu ușor așa, nu era aitist. Să stea numai la computer, apoi să mai facă puțină mișcare, să îndrept pe spatele, 31 cu 40. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Vă amintiți? Întreba apostolul. m am muncit, făcea corturi, apoi predica. Dar a zis Mântuitorul nostru drag că niciun pahar de apă nu rămâne nerăsplătit. Eu zic că ceaiul e plătit și mai tare, nu? Apoi și laptele încălzit, și felul 1, și felul 2 și câtă mâncare și apoi spălat și încălțăminte. La izvin în familia Gligorosoră se gândea, Doamne, eu nu mai apuc să fac prea multe din cele sfinte, că am trudă cu copii, avea mai mult. Și a trecut fratele Gheorghe Negre, un proroc din Alba, apoi s-a mutat în Bihor pe la ei și și am văzut în vedenie un înger că îți număra scutece, că atunci nu erau condiții ca acum. Vedea haine, tot ce ai făcut, și a spus, nu mai rețin exact să nu greșesc, câtă răsplată. Și a zis bărbatul, dacă așa se plătește de bine, de acum eu ce le împachetez. Și fratele a spus, nu, la mamă se plătește asta. Da, o steneală. Este un efort fizic, dar vorba aceea, plugul, tot se consumă, ori sub rugină, ori în brazdă. Măcar să fi muncit cu rost, Doamne, ajută. Sănătate și spor la treabă. Și dacă sunteți familiști, sigur aveți treabă. Numai despre unele femei, scrie în ultimul T5, că n-au treabă și mai încurcă și pe altele de la treabă și umblă de colo-colo. -col. Nu-i vorba de dumneavoastră. Citeți mai departe într-o a treia idee, scrie 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10, ceva și mai frumos. Voi sunteți martori. Cei din casă știe cât ești de pocăi, nu? Și Dumnezeu, de asemenea, că ne vede până în profunzimea ființei noastre și gândul care acționăm, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. O stare, un comportament, ziceți cum vreți, evlavios, duhovnicesc, când slujitorii se comportă așa, nu se poate să nu-și amintească ceilalți din adunare. Și cu atât mai mult, cum ziceam, când tata e credincios, când vorbește frumos, cum se spune, că cel mai, mai mare cadou pe care poate să-l ofere tata copilului este să, să se poarte frumos cu mama. Când mama este o femeie vlavioasă, când copiii o știu cât este de blândă, așa ca o doică ce-și crește cu drag copiii, n-au cum să nu-și amintească așa. Asta-i frumusețea vieții creștine, un comportament plăcut. Ce trist este să vezi într-o casă ceartă. Să mă iertați dacă cineva se simte jignit, dar după ani de slujire, după cât pricep până la vârsta asta, am ajuns la concluzia că nu mai proști se ceartă. Nu se poate să fii cu minte și să te cerți. Mă întreabă unii, frate, nu te-ai Zic, nu că eu sunt aglomerat și după trebuie să fac timp să treacă și n-am timp. Dar de ce să te cerți? Ai mai multe poste de mâncare? Ai spor la lucru apoi? Te rogi mai bine? Te simți mai bine? Studiile medicale în domeniu arată că supărarea nu duce decât cu începe salmul 37. Nu te supăra că supărarea duce numai la? la, rău. Cel ce se supără își face întâi răul lui. Apoi celor ce-l aud. Poate au și vecinii din nefericire. Așa că avem toate motivele, în primul rând, pentru veșnicie, pentru relația noastră cu Dumnezeu, dar și pentru viața de aici. Să ne comportăm frumos, cum scrie aici, o purtare sfântă. Când a plecat la Domnul Scumpa mea soție, am numit-o și sfântă. Cineva a zis, dar de ce ai numit-o sfântă? Zic, am fost foarte modest în de pentru că o cunosc și am spus doar la gata. Deși noi ar trebui să fim sfinți aici. Se spune că la înmormântarea unui om, Preotul a lăudat că noi lăudăm pe morți. Cât a fost de duhovnicesc, de evlavios, de bisericos. Și un copil, copii unii ori ne dau de gol. S-a plecat lângă mama, cum era mai multe boxe la capelă și o mama mamă, cred ne-am pus lângă și criu. Nu poate fi vorba de tata. Dea Dumnezeu să fie vorba de noi când e vorba de bine. Amin? evenimentele au curs în așa fel încât m-am recăsătorit și mulțumesc Domnului pentru scumpa mea soție de acum și mi-amintesc de un frate de la noi care spunea zice, o cunosc pe soacră mea de 60 de ani nici dacă ai fi vrut n-ai fi putut să te ceri cu ea vreodată e mare har să avem în familiile noastre oameni credincioși. Să-i prețuim până i avem și să le dăm și la alții modele sfinte. Să le placă tuturor copiilor noștri să locuiască în casa noastră. Să nu fie cum spunea un frate din Irlanda că a venit un bărbat supărat acasă. Nu-i gata mâncarea? Păi scuze, dragă copii, am mâncat, n-am mulțumit nici la domnul, nici la doamna. Și iese afară și un copil se aproape de mama și zice, nu-ți pare rău că te-a mărit tata, Mie îmi pare rău. Ce am vrut să spun cu asta? Copiii sunt afectați. Și traumele copilăriei greu se mai șterg. Răspundem de ăștia mici, dacă ne-am comportat frumos, spune Mântuitorul, scrie Matei 18, cine face pe ăștia mici să păcătuiască? Ce vorbe care au spus ei, mai bine să-i seleje o piatră de moară de gât să fie aruncat în mare. Dumnezeu să aibă milă de noi. Am. Trec mai departe. Știți, iarăși, că am fost pentru fiecare din voi, că uneori copiii trebuie tratati specific și, și frații de adunare ca un tată copiii lui, vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adeveream. Ce? Să vă purtați într-un chip de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. Adică după ce te porți într-un mod evlavios, ca un sfânt, din postura aceasta poți cel mai bine să înveți pe cei din adunare, pe cei din familie, să-i aș sintetiza aceste două versete, o învățătură completă. Asta înseamnă să explici frumos, să argumentezi și să motivezi. Adică de ce le cerem copiilor să nu fie ca lumea și să nu se expună pe rețele de socializare, să folosească internetul cu chipzuință, de ce le cerem copiii noștri să nu fie ca și alții? Ca să fie fericiți și să aibă parte de veșnicia slavei fericitului Dumnezeu. vom spune copiilor noștri, trebuie să faceți așa, că așa vrem noi. Nu e vorba de vreo regulă, de un regulament din al bisericii noastre. E vorba de o chemare la bine, la fericire și la slavă. La o emisiune televizată, o doamnă din studiu îi spune unui păstor, mie nu-mi place ce scrie în Biblie. De ce? Scrie în Biblie să nu prea curvești și eu vreau să am un amant. Acum lumea e destul de obraznic. Și pastorul îi spune, nu scrie așa ceva în Biblie. Ba da, scrie în porunca așa șapte să nu prea curvești. Nu scrie așa. Scrie Nu textul 20. Nu scrie așa. Citește tot, contextual. În Biblie scrie, a zis Dumnezeu, voi ați fost robi eu vă scod din robie și vreau să vă duc într-o țară unde să fiți fericiți. Și dacă vreți să fiți fericiți, să nu prea curviți. Nu, nu că sunt altfel? Dacă voi vreți să trăiți așa paotic, puteți să o faceți. Dar sunteți chinuiți. De ce lumea asta se droghează? De ce tot caută noi variante? Pentru că n-au dat de fericire. Dumnezeu este singurul fericit și vrea să ne dea și nouă fericire pentru vecii vecilor. Ce vreți mai mult? Asta e motivația profundă a Scripturii. Poarte te vrednic ca să te cinstească Dumnezeu în ziua venirii sale. Dacă mai avea noi capacitatea să cunoaștem totul despre o fată, ar lua -o băiatul tău Mă, dacă ar fi o fată bună. Dumnezeu are capacitatea absolută de a ne cunoaște, nu doar ce suntem și ce vom deveni. Și când vede că vrem să ne facem părtași neprihănirii sale, nu doar să căutăm în părăția asta, cum spune în Matei 6 cu 33, atunci ne va ne face oferta și ne va face favoarea, cinstea de a fi cu el pentru vecii vecilor. De aceea învățăm copiii noștri în cele Sfinte că suntem în așteptarea slavei fericitului Dumnezeu. Ce spune Scriptura mai departe, versetul 13? De aceea mulțumim fără încetar lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, ce bucurie, așa zice Pavel la un moment dat, mă amintiți -am unde scrie? Și puteți să aveți 10.000 de învățători. Dar eu v-am născut prin Evanghelie. Și ce frumos este să știi, nu să te lauzi. Vă spun îndată de ce să nu ne laudăm. Că cei din adunare și copiii tăi au primit cuvântul Domnului prin tine, cuvântul auzit de la noi. L-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ca așa a spus tata, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, ca așa este în adevăr. Adică ce spunem noi, cum spunea și fratele, nu-i doar părerea noastră, a zis Dumnezeu, autoritatea supremă și eternă în Univers. Legile se schimbă, Dumnezeu rămâne pentru veci. Vă doresc să aveți bucuria să creadă copiii dumneavoastră ce le spuneți și crezând să aibă mântuire și viața veșnică. Că la urma urmei spune Pavel în Galateni, totul se rezumă la credința care lucrează prin dragoste. Ce frumos este să avem de-a face cu oameni care cred. Ce puternică este lucrarea credinței în noi. Cei ce cred, văd slava viitoare. Prin credință, spune vrei, 13, 11 cu 13. În credință au fi murit toți aceștia, fără să fi văzut lucrurile. Dar le-au văzut de bine cu ochii aceștia, cu telescoape, cu tot ce vreți, cu toată aparatura noastră, nu se vede tare departe, cu toate anticipările și previziunile noastre, dar prin credință se vede până în veșnicie. Mărit să fie Domnul. Așa că nu vă temeți de efort. Spunea soția fratelui Traian Sucala de la Cruci că în luna decembrie a avut un vis. Se derula un covor în fața ei și se făceau din el trepte și urca spre cer s-a deschis cerul și a văzut un cor de mirese. Și le-a descris așa cum descriu femeile cu amănunte, cum erau haine, cu niște volănașe la mâini și ploteau în aer acestea. Și am cunoscut pe câteva surori, ce în rândul din tâi era și soția ta. Și îmi zice, grăbește-te să vii. Aici este o fericire ce voi nu puteți înțelege. Să nu spese că treci prin cuptor sau prin greu, prin tunel, nu să te grăbești Dar să știu un lucru, aici n-ajunge numai cine iubește cu adevărat. Ați auzit? În împărăția lui Dumnezeu e slavă și fericire pentru că acolo este armonie perfectă. Acolo nu strigă nimeni decât atunci când aclamăm pe Dumnezeu, acolo nu se supără nimeni, toți trăiesc într-un altruism desăvârșit vreți să veniți cu noi. Drumul e deschis, numai că trebuie să ne grăbim. Doamne, ajută! Și spunea apostolul aici în versetul 13, pentru toate acestea nu ne lăudăm noi. Zice, mulțumim Lui Dumnezeu. Dacă avem dragoste în noi, a turnat-o El prin Duhul Sfânt. E adevărat? Nu în mod intrisec. Am avut noi aceasta. Noi am fost o păcătoși, mai mult sau mai <coughs> puțin. Dacă am putut să depunem efort, nu ne-a dat Dumnezeu sănătate. Și dacă am avut Evanghelia ca să o dăm și altora și să-i motivăm, e ceva de la noi? Întreabă apostolul, e ceva să nu fi primit? De aceea, pentru toate, aici și pentru vecii vecilor, să fie slava Domnului. Dar pentru că El ne iubește, ne va încununa, ne va încorona și pe noi. Așteptăm cu drag ziua aceea. Nu știu cum se face, dar în ultima vreme aproape toate predicele mele sunt chei în rai. Atunci știu că trebuie să spun amin. De fapt, acolo vreau să vă duc, de acolo am chei. Dumnezeu să vă ajute. Vă poftim cu drag. Cu mari și cu mici. Dei prin venirea Domnului pește mici Soră scumpă o să crească dintr-o dată mare și scapi de ceva trudă, dar răsplata rămâne că ai avut intenția să-i crești, să-ți dea Domnul sănătate din coace să dea de asemenea și cum îmi place mie să spun, să vă dea Domnul și ce n-aș cerut. Amin.